Vreau să vă imaginați în după masa asta o bonă, o doică plătită să aibă grijă de copii și să gătească. Și se apropie ora prânzului, așa că se duce în bucătărie și începe să culeagă ingredientele și să se apuce de gătit. Și în timp ce face asta, apare cel mai mic dintre copii care, cu debit mare și cu decibel mulți, începe să urle că el ar vrea să se joace în living pe covor, dar covorul deja e plin cu alte jucării tot de ai lui pe care nu are chef să le strângă. Între timp vine și mijlociul și vede ciupercile de pe masă și spune că dacă mâncarea va conține ciupercile, nu o să mănânce și dacă nu face altceva, să-i dea bani de mâncare. Și dacă zarva n-ar fi fost destul, mai imaginați-vă că vine și fiul cel mare și îi spune că odată l-a văzut pe tatăl lor gătind în felul respectiv de mâncare și ea greșește total, că nu face bine cum face, nu amestecă cum amestecă bine. Lăsăm puțin povestea asta suspans și ne ducem la o altă imagine a unui pădurar care, în timp ce își patrula pădurea într-o dimineață, aude în depărtare un scâncet. Și când se apropie de locul scâncetului, vede un animal sălbatic prins într-o capcană. Își dă seama că dacă nu acționează repede, animalul nu are nicio șansă de supraviețuire, așa că se apropie de animal și începe operațiunea de salvare. Dar animalul sălbatic fiind, intră în panică și începe să-l muște de mână, să-l zgârie. Dar pădurarul nostru nu se lasă dat bătut și își dă seama că trebuie să continue în toată această durere și la un moment dat reușește să salveze acel animal. Și după ce a trecut un timp care părea că a fost ore, reușește și animalul pleacă. Întrebarea ar fi ce au în comun cele două povești. Au în comun că vorbesc despre un om care a avut puterea să continue în ciuda suferințelor. Câți dintre noi n-am zice în prima imagine, m-am săturat, faceți-vă voi de mâncare, îmi dau demisia și am plecat. Sau câți dintre voi n-ați zice în a doua imagine, ok, n-ai chef să te salvezi, rămâi în capcana ta, mă duc și-mi văd de viață. Dar niciunul nu a făcut asta. Ce au în comun cele două imagini este că ambele vorbesc despre un om care a avut puterea să continue în ciuda suferințelor. Ambele vorbesc despre Hristos. Și începem săptămâna patimilor și se accentuează suferința de care Hristos are parte. Și când ne uităm la imaginea săptămânii patimilor, săptămânii mari, vedem un om care are puterea, ca în ciuda suferințelor, să meargă mai departe. Și nu știu voi dacă v-ați întrebat, dar gândindu-mă la pasajul din după masa asta, mi-a venit următoarea întrebare. Cum a putut Dumnezeul atotputernic întrupat, adică Iisus, să accepte suferința cauzată pe nedrept de către cei pe care El i-a creat? El care avea universul la îndemână și stă în fața unor creaturi pe care El i-a creat și totuși are puterea să accepte suferința. Și asta e o întrebare la care avem un text unde putem să găsim răspunsul. Și textul îl găsim în 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător.
El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Și probabil că în pasajul ăsta ați observat câteva elemente care sunt prezente deseori de sărbătoarea asta pascală, pentru că Petru vine și citează aici din Isaia 53, capitol care chiar și pe vremea respectivă deja era consacrat ca fiind un capitol ce vorbește, profețește despre suferința pe care Hristos urma să o aibă și scoate în evidență și pasajul din 53 în care avem în primele 9 versete povestea oamenilor care odată au fost dușmani cu Dumnezeu și acum au fost împăcați. Povestea respectivă și pasajul din Isaia 53 de la început este îmbrăcat, pe de altă parte, înainte, la finalul capitolului 52, de un pasaj în care Dumnezeu spune că cel pe care îl va trimite va avea parte de slavă și cinste. Apoi vine pasajul în care se descrie modul în care Hristosul avea să sufere și la final este îmbrăcat din nou de o altă promisiune, în care Dumnezeu promite din nou că cel care a fost trimis să sufere pe nedrept, va fi înapoi justificat și va fi pus la dreapta Tatălui. Și aici vedem în pasajul nostru, lăsăm versetul 21 pe final, dar vedem începând cu versetul 22, modul în care Iisus reacționează. Și aici Petru vrea să ne prezinte o imagine și o face cu un scop bine intenționat. Și când ne uităm la imaginea respectivă, vedem că el n-a făcut păcat. Aici Petru vrea să sublinieze și noi trebuie să înțelegem că în viața lui Iisus nu exista păcat. Și orice suferință pe care el a suferit-o și orice judecată din partea lui Dumnezeu nu a fost pentru greșeala lui, pentru că el nu avea greșeală. Și cu toate acestea, vedem mai departe, când el era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Când era chinuit, nu amenința. Cu toate că Iisus se afla într-o cultură în care atunci când voiai să-ți demonstrezi nevinovăția, trebuia să devii zgomotos, trebuia să începi să-ți argumentezi dreptatea. Vedem că Iisus merge în cealaltă direcție. Și el nu spune nimic. Și atunci când este acuzat, tace până într-acolo încât chiar și Pilat îl întreabă. Nu răspunzi nimic în fața acuzelor. Asta e imaginea pe care Petru vrea să o avem în fața ochilor noștri. Ca mai încolo, el să clădească pe această imagine în care îl vedem pe Dumnezeu la tot puternic. Cel care ar fi putut într-o clipită să nimicească orice vrășmaș. A tăcut și când era batjocorit nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit nu amenința. Cum a putut Iisus, Dumnezeul atotputernic, întrupat, să accepte din partea creaturilor lui aceste suferințe pe nedrept? Asta este întrebarea și primul răspuns îl vedem chiar aici în versetul 23. Ci se supunea dreptului judecător. Sau într-o altă traducere, se încredința dreptului judecător. Iisus nu era imun la suferință, cum ar spune unii, că fiind Dumnezeu nu a simțit suferința. El a fost om, 100%. Și orice suferință prin care el a trecut, a simțit-o din plin. Dar capacitatea lui de a trece prin acea suferință cu brio nu a stat în imunitatea lui, ci a stat
în faptul că El și-a încredințat cauza. El și-a încredințat viața, El și-a încredințat orice aspect a vieții Lui în mâinile Tatălui. El înțelegea că oamenii nu au nicio putere asupra Lui. Și dacă ne întoarcem și ne gândim la pasajul în care se află Iisus în grădina Ghețimani și Petru scoate sabia să-i taie urechea slujitorului, marelui preot, îi spune Iisus: crezi că n-aș putea ruga pe Tatăl să trimită mai mult de 12 legiuni de îngeri? Adică mai mult de 70 de mii de îngeri? Dar, spune el acolo, cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Cum voi fi supus, cu alte cuvinte, cum voi fi eu supus dreptului judecător dacă eu în momentul în care El m-a adus, voi spune, gata, m-am săturat, salvați-vă singuri? Iisus înțelegea supunerea. Iisus înțelegea efectul pe care încredințarea vieții Lui în mâna Tatălui poate să-l aibă. Și revenim din nou și Petru în scrisoarea lui se întoarce, chiar dacă nu spune, dar ideea lui se întoarce la nădejde. Și această înțelegere a lui Iisus că viața lui și acțiunile lui și răsplata lui și răzbunarea lui sunt încredințate în mâna Tatălui și Tatăl le va rezolva pe toate la timpul potrivit, îi dădea o nădejde. Și aceeași nădejde o putem vedea și în cazul lui Ștefan. Dacă vă aduceți aminte episodul când Ștefan era ucis cu pietre, el își îndreaptă privirile spre cer și reușește să aibă puterea să se roage pentru cei care îl omorau. Era aceeași nădejde în care Ștefan înțelegea că viața lui, cauza lui, suferința lui trebuie să o încredințeze în mâna Tatălui și în momentul respectiv a devenit om liber. Și nu mai avea nimic, nicio socoteală de împărțit cu cei care îl omorau, ci spuneau, socoteala care ar fi între mine și cel care dă cu piatră, o transfer, o încredințez lui Dumnezeu. Și de acolo încolo este treaba lui Dumnezeu cu persoana respectivă. Asta e înțelegerea pe care Petru o are. Și aici verbul se supunea. Este la timpul trecut și indică o acțiune repetată. Nu e ceva ce s-a întâmplat o singură dată, ci cu fiecare val de abuzuri, cu fiecare suferință pe care oamenii o aduceau asupra lui Iisus și vedem că evenimentele se intensifică în săptămâna mare, cu fiecare suferință pe care El o suferea, se încredința. Și se încredința în mâna Tatălui până la capăt. Și dacă ne ducem în Evanghelia lui Luca, în 23:4-6, vedem că această încredințare nu a fost pe termen scurt, ci până la capăt. Acolo spune că Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Iisus a înțeles că doar așa putea să treacă biruitor prin suferință, încredințând orice aspect a vieții lui în mâna lui Dumnezeu. Și e important în mâna cui și îl încredința. Pentru că nu era în mâna unui oarecare, ci era în mâna, așa cum zice Petru, dreptului judecător. Și asta poate să fie sursa mea și sursa ta de pace. Că atunci când îți încredințezi cauza ta, atunci când îți încredințezi suferința ta în mâna lui Dumnezeu, El este drept și El nu va sta neliniștit până când acea dreptate va fi dusă până la capăt. Și așa cum Dumnezeu a fost drept și a privit la jertfa lui Hristos și a spus, este bună și ca efect l-a înviat pe
pe Hristos. Așa avem și noi nădejde că în final, când se va uita la viața noastră, va spune: bine, rob bun și credincios. Și asta îmi dă o pace. Că indiferent prin ce aș trece, indiferent ce greutăți ar veni în viața mea, dacă eu rămân credincios, dacă eu îmi încredințez viața în mâna Tatălui, El mă va face părtaș moștenirii. Și un alt aspect pe care îl înțelegem din această supunere, încredințare a lui Iisus față de dreptul judecător, este că sublinează încă o dată faptul că pedeapsa păcatului este moartea. Înțelegând că pedeapsa păcatului este moartea, Iisus știa că nu se poate rezolva problema păcatului decât prin moarte. Și asta îi dădea puterea să știe că dacă vrea să rezolve problema pentru care a venit pe pământ să o rezolve, el trebuie să treacă prin aceste suferințe și să ajungă la moarte. Și aici, când ne gândim la dreptate, vine mână în mână cu răzbunarea. Și de cele mai multe ori când ne gândim că vreau să-mi fac dreptate, de fapt, e un sinonim pentru a spune vreau să mă răzbun pe cutare pentru că mi-a făcut rău. Și vedem în imaginea pe care Petru o pictează în fața ochilor noștri despre Iisus, că Iisus nu era așa. Iisus nu căuta să se răzbune pe cei care îi pricinuiau suferința. Și aceeași imagine o portretizează și Pavel când îi scrie Romanilor în capitolul 12 de la versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea e a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește prin bine. Aici vedem din nou asigurarea pe care Dumnezeu mi-o dă mie și ți-o dă ție și o dă fiecărui copil ai Lui. Că nu mai este responsabilitatea mea. Nu mai trebuie să duc eu povara de a-mi face dreptate, povara de a-mi răzbuna cauza, oricât de dreaptă ar fi. Și nu poate să fie mai dreaptă decât a lui Iisus, despre care spune că n-a făcut păcat. Și pasajul din Romani, împreună cu ce ne arată aici Petru, ne poate elibera. Ne poate da o libertate ca eu să mă rog pentru cel care îmi pricinește suferința. Așa cum l-am văzut pe Iisus pe cruce, rugându-se pentru cei ce îl răstigneau, așa cum mai târziu îl vedem pe Ștefan rugându-se pentru cei ce îl omorau cu pietre, putem și noi, în momentul în care alegem să încredințăm dreptatea și răzbunarea în mâna lui Dumnezeu, putem să ajungem și trebuie să ajungem să ne rugăm pentru cei care ne pricinuiesc suferința. Și ca să înțelegem cum Dumnezeu va duce la îndeplinire această dreptate și ca să face mai greu să încredințăm dreptatea în mâna lui Dumnezeu, dar se merită, dreptatea atunci când cineva mă face să sufăr pe nedrept, când eu încredințez în mâna lui Dumnezeu, ea poate fi soluționată în două feluri. Dacă persoana respectivă nu se căiește și nu se întoarce la Dumnezeu, va avea parte de pedeapsa veșnică, de iad. Și prin iad Dumnezeu își satisface dreptatea față de orice păcat al omului, inclusiv cel făcut mie.
Sau un al doilea mod prin care dreptatea respectivă poate să fie satisfăcută este dacă acea persoană se întoarce la Dumnezeu în momentul respectiv, crucea lui Hristos, și Iisus intervine și spune: plătesc eu pentru păcatul pe care l-a făcut X față de Alex. Și aici, la gândul că cineva care îmi face rău ar putea să scape cu basma curată, aș putea să aud o plângere, adică cum să las așa cu nedreptatea făcută? Dacă cumva el se pocăiește și scapă și nu a fost pedepsit pentru rău pe care mi l-a făcut. Nu mai bine îmi fac eu acum dreptatea, știu că i-am aplicat legea și după aia face el ce vrea, dacă se împacă cu Dumnezeu sau nu. N-ar fi fățarnic un astfel de om? N-ar crede un astfel de om care spune că nu vrea să riște ca agresorul lui să se împace cu Dumnezeu și să fie iertat? Nu crede el că dreptatea mea e mai mare decât dreptatea lui Dumnezeu, încercând să o fac eu? Sau n-am fi fățarnici gândindu-ne unde aș fi ajuns eu dacă Dumnezeu ar aplica dreptatea lui în dreptul meu, în același mod în care eu vreau ca Dumnezeu să-și aplice dreptatea lui în dreptul celorlalți? Că noi am vrea că atunci când cineva ne greșește, Dumnezeu, așa cum și fiii tunetului cereau foc peste samariteni, să se întâmple acum, să văd eu, să mă asigur că eu am văzut răzbunarea Domnului. Și când vine în dreptul meu, mai stai puțin că iubim noi oamenii așa cum ar trebui să o facem dacă ne dorim o astfel de dreptate aplicată instant în momentul în care greșește? Atunci când prefer ca să fac eu dreptate, să mă răzbun eu, să-mi apăr eu cauza, poate însemna două lucruri. Fie consider că iadul nu e o pedeapsă suficientă pentru cel care nu se pocăiește și mai trebuie să mai adaug eu ceva la pedeapsa respectivă, fie consider că jertfa lui Hristos nu e atât de valoroasă încât să acopere și păcatul pe care celălalt l-a făcut față de mine. Și nu cred că am vrea să fim persoanele respective care să argumenteze înaintea lui Dumnezeu: cred că ai făcut iadul puțin prea ușor, că nu acoperă și faptul că mi-a dat țeapă în afacerea aia. Ai făcut iadul așa prea răcoros, că nu acoperă și faptul că m-a mințit. Sau în cealaltă perspectivă, nu a suferit Hristos destul încât să acopere și banii pe care mi-a furat. Nu a suferit Hristos destul ca să acopere și înșelăciunea pe care mi-a provocat-o. Să ne ferească Dumnezeu să spunem una ca asta. Și atunci, dacă înțelegem că iadul este o pedeapsă suficient de mare pentru cel care nu se pocăiește, eu pot să-mi încredințez dreptatea, răzbunarea în mâna lui Dumnezeu pentru cel care nu se împacă cu Dumnezeu. Și dacă eu consider și mă rog ca să considerăm jertfa lui Hristos atât de valoroasă încât să acopere orice păcat, din nou am libertatea să-mi încredințez răzbunarea și dreptatea în mâna lui Dumnezeu, pentru că El va face dreptate între mine și cel care m-a păgubit. Și am să fac o paranteză, să aduc poate lucrurile într-o lumină mai apropiată. Când Petru vorbește aici, probabil în cazul lor era vorba de abuz fizic și verbal, dar când Biblia vorbește despre suferință și despre faptul cum noi trebuie să reacționăm la suferință, cuprinde întreg spectru. Atât de la suferințele mici pe care le suportăm, până la suferințele mari. Și ca să vă dau un exemplu din viața mea, la un moment dat lucram pe un proiect și era un proiect care, când s-a terminat, a fost destul de reușit. Și la un moment dat
Intră pe firul conversației unde erau prezenți și managerii noștri, un alt coleg care vorbește într-un așa fel încât să pară că a contribuit destul de mult la proiect, cu toate că contribuția lui era minimă. Și vă dați seama că s-a activat în mine spiritul dreptății, adică cum își asumă el pentru munca mea pe care eu am făcut-o, să lase el impresia că el de fapt a făcut. Nu voiam să, ca impactul pe care proiectul respectiv sau succesul proiectului ar putea să-l aibă asupra viitoarei mele măriri salariale, să fie diminuat de faptul că managerii noștri considerau că el de fapt a făcut marea parte. Și în momentul respectiv mi-am analizat pornirea și mi-am dat seama că nădejdea mea nu era potrivită. Eu îmi puneam nădejdea în faptul că managerul nostru trebuie să-și facă o imagine bună față de mine și astfel eu voi putea să primesc răsplata cuvenită și cineva încerca să-mi fure răsplata respectivă. Și mi-am dat seama că dacă mi-aș pune încrederea în Dumnezeu, El ar putea să-mi clădească în ochii acelei persoane o imagine mult mai bună decât aș putea face eu. Și ar putea ca la următoarea mărire să primesc mult mai mult decât m-am așteptat, pentru că Dumnezeu a lucrat. Și când mi-am dat seama că de fapt căutam eu să-mi fac dreptate și căutam să-mi pun sau îmi puneam nădejdea în orice alt lucru în afară de Dumnezeu, am înțeles că nu trebuie să mă zbat. Și am lăsat să meargă mai departe conversația fără să caut să-mi fac dreptate. Și mi-am încredințat cauza în mâna lui Dumnezeu. Și chiar dacă poate pe termen scurt imaginea mea ar putea fi păgubită, mă încred că Dumnezeu, în dreptatea Lui, va judeca pe fiecare după faptele Lui. Acesta ar fi primul răspuns la întrebarea cum a putut Dumnezeu la tot puternic, adică Iisus, să accepte suferința cauzată pe nedrept de cei pe care El i-a creat. Și anume înțelegea supunerea și înțelegea efectul încredințării vieții Lui în mâinile lui Dumnezeu. Și al doilea răspuns pe care Petru vrea să ni-l arate, îl vedem în versetul 24 și 25. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Iisus, cu toate că ar fi putut spune oricând, nu mă vreți, descurcați-vă, a înțeles efectul suferinței lui. A înțeles că dacă merge până la capăt, reușește să ne elibereze. Așa cum și Doica de la început a înțeles că dacă merge până la capăt, va reuși să hrănească acei copii. Și așa și cum pădurarul a înțeles că mergând până la capăt, în ciuda suferinței, va reuși să salveze viața celui animal sălbatic. Și Hristos a înțeles că mergând până la capăt, chiar dacă cei pe care încerca să-i salveze, îl mușcau și îl zgâriau, mergând până la capăt, va reuși să-i salveze. Și aici, în versetele astea, vedem foarte clar doctrina substituției în care Hristos ia locul meu pe cruce. Și Morris scria despre această substituție în felul următor. Să o spun în mod direct și concret. Dacă Hristos nu e înlocuitorul meu, eu încă sunt un păcătos condamnat. Dacă păcatele și vinovăția mea nu sunt transferate la El, dacă El nu le-a luat asupra Lui, atunci în mod sigur ele rămân cu mine.
dacă El nu a rezolvat cu păcatele mele, eu trebuie să le suport consecințele. Dacă pedeapsa mea nu a fost purtată de El, atunci încă e asupra mea. Pe cruce, vedem și în versetele astea, Hristos a plătit pe de-a întregul datoria oricăruia care se întoarce la El. În momentul în care Hristos a fost crucificat, ni se spune caietul, dosarul în care erau trecute toate datoriile mele, a fost pironit pe cruce și s-a încheiat. Noi am fost eliberați de pedeapsa păcatului. Dar nu doar atât. Ce spune, am fost eliberați și de păcat. Și nu doar atât, am fost și abilitați pentru a trăi pentru neprihănire. S-ar putea ca, gândindu-ne la jertfa lui Hristos pe care o sărbătorim în perioada asta, să ne mulțumim ca Dumnezeu, ca Hristos să fie Cel care a luat pedeapsa păcatului meu. Și să zic mulțumesc și să continui să-mi văd de viață. Sau s-ar putea să merg mai departe și să spun, da, am capacitatea să nu păcătuiesc. Da, hai că nu poate fi chiar așa grav. Dar vedem că efectul pe care Hristos vrea să-l aibă prin jertfa Lui este până la capăt. A luat pedeapsa asupra păcatelor noastre, ne-a eliberat de păcat și ne-a dat abilitatea să trăim în neprihănire. Să trăim pentru neprihănire. Și aici vedem efectul pozitiv al suferințelor lui Hristos. Și pentru că Hristos a înțeles și a văzut că dacă merge până la capăt cu suferința, va genera biserica Betania, va genera bisericile din întreg orașul și de pe întreaga planetă, a spus, se merită. Și asta e Evanghelia, asta e vestea cea bună, că noi eram bolnavi. Și boala noastră se manifesta prin faptul că rătăceam ca niște oi rătăcite. Și Iisus a venit și a înțeles care e tratamentul și ne-a aplicat tratamentul și tratamentul a fost moartea Lui și credința noastră în moartea Lui. Și ca efect îl vedem în versetul 25. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Faptul că Hristos este păstor îi dă calitatea de a fi conducător. Și așa cum spunea și Alex, trebuie să acceptăm și trebuie să ne trăim viața nu doar cu Iisus Hristos, Mântuitorul, ci trebuie să ne trăim viața și cu Iisus, Domnul, pentru că El este Domnul și Mântuitorul nostru. El nu doar ne-a scăpat de la păcat, ci El ne cere ca de acum încolo să-L urmăm pe El și să trăim pentru neprihănire. Am văzut deci ceea ce îi dădea lui Iisus putere să meargă mai departe și să accepte suferința, chiar dacă era pe nedrept, și anume că avea o înțelegere corectă asupra supunerii și avea o înțelegere corectă asupra efectului pe care îl avea suferința lui. Și acum ne întoarcem la versetul 21 ca să vedem cum putem lua această imagine pe care Petru o afișează în fața noastră și să o luăm în dreptul nostru și să o aplic în viața mea ca să pot să umblu pe urmele lui. Și data trecută am ridicat o întrebare despre care spuneam că o să încercăm să răspundem astăzi. De ce sunt chemați credincioșii să sufere pe nedrept? Pentru că am văzut în versetul 21, spunea Petru, și la aceasta ați fost
chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. De ce sunt chemați credincioșii să sufere pe nedrept? De ce sunt eu chemat să sufăr pe nedrept? Și un prim răspuns este pentru că la aceasta am fost chemați. Petru spune în mod clar, la aceasta ați fost chemați. Și numai ca să ne aducem aminte la ce se referă aceasta, ne ducem puțin în trecut să vedem, de exemplu, în versetul 12 din același capitol 2, spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și atunci am văzut că una din chemările noastre este ca prin modul în care noi trecem prin suferința pe nedrept, putem să aducem pe alții să vadă și să dea slavă lui Dumnezeu. De asta suntem chemați. Și în secțiunea următoare, tot din capitolul 2, Petru sublinează că misiunea noastră a creștinilor este să ne ferim de pofte și să dezvoltăm o purtare bună, chiar dacă aceasta are consecință, suferința pe nedrept. Și mai înainte, când vorbea despre faptul că noi suntem poporul pe care El l-a cumpărat pentru El, spunea din nou că chemarea noastră este să vestim lucrările minunate a Celui care ne-a scos din întuneric și ne-a dus la lumină. Și modul prin care pot face asta într-un mod palpabil este cum reacționez și cum mă manifest atunci când sufăr pe nedrept. Și nu doar că trebuie să accept ceea ce mi se întâmplă, ci Petru merge mai departe și spune că faptul că suferim pe nedrept este o chemare. Nu este un efect secundar, nu este ceva ce se întâmplă și asta e, ci este o chemare. Dumnezeu, în momentul în care te-a chemat să faci parte din familia Lui, pe lângă toate binecuvântările, pe lângă toate promisiunile pe care ți le oferă cu privire la moștenirea pe care vom primi, El ne cheamă și trebuie să înțelegem asta, ne cheamă la accepta suferința pe nedrept. Pentru că ea va veni fie că vrem, fie că nu vrem și întrebarea este doar cum voi reacționa eu. Și dacă eu înțeleg că este, face parte din chemarea mea, face parte din responsabilitatea mea ca și creștin, ca în fața oamenilor să îl arăt pe Hristos, să arăt modelul pe care Petru ni-l arată asupra lui Hristos, voi reuși să nasc ceva în inima oamenilor. Și tot despre asta vorbea și în capitolul 1, cu versetul 6 și 7. Spune, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. De ce? Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. De ce sunt chemați creștinii să sufere pe nedrept? Pentru că asta e modalitatea prin care credința mea, pe care Dumnezeu deja o vede ca fiind valoroasă, poate să fie purificată. Și atunci când am vorbit despre versetele 6 și 7, lăsam o provocare, sau dacă n-am lăsat-o, las acum, ai prefera o viață lipsită de suferință și la final să fii un aur plin cu imperfecțiuni și noroi? Sau ai alege și ai accepta suferința pe care Dumnezeu o îngăduie în viața ta și ea să te purifice? Și la final, când va veni Hristos,
să aibă ca urmare laudă la adresa ta, slavă și cinste. Pe care ai prefera-o? Gândindu-ne că viața este câțiva zeci de ani, iar veșnicia e un pic mai mult. Și atunci spuneam că Dumnezeu este la cârma universului. Asta e un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem și pe care Iisus l-a înțeles și a fost un punct foarte important în faptul că El a reușit să treacă prin suferință. Și anume că ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este ca o consecință a unui haos în care Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control și acum încearcă să țină cumva lucrurile în frâu, dar nu prea reușește și atunci și sufăr. Dumnezeu încă este suveran. Și Dumnezeu, dacă trebuie, am citit, îngăduie suferință chiar și pe nedrept. Și atunci când înțeleg că toate astea fac parte din planul lui Dumnezeu ca să mă purifice, ca să mă curețe, o să reușesc să trec prin suferința respectivă fără să cârtesc, fără să mă plâng prea mult, fără să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. De ce sunt chemați credincioșii să sufere pe nedrept? Pentru că la aceasta am fost chemați. Și un al doilea răspuns la întrebarea de ce sunt credincioșii chemați să sufere pe nedrept este pentru că nu avem un alt model. Nu avem un model de un Hristos care să fi venit pe pământ, să fi trăit fără suferință și să fi, la final, Dumnezeu Tatăl să fi zis, ai făcut o treabă minunată și eu să zic, vreau să fiu ca El. Nu avem modelul respectiv. Nu avem după ce să ne ghidăm și să trăim acea viață lipsită de suferință și să zicem, am trăit ca și Hristos. Pentru că Hristos n-a trăit așa. Și aici el spune Petru că a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă. Și cuvântul pildă sau exemplu era folosit atunci când copiii învățau să scrie literele. Profesorul le scria litera pe o foaie și apoi le dădea foaia studenților și studenții cu o altă peniță trebuiau să scrie litera peste modelul respectiv. Și asta e Hristos. Hristos, prin viața pe care a trăit-o, El a desenat un model pe o foaie și foaia respectivă ne-a dat-o nouă. Și acum chemarea noastră. Sau avem două variante. Fie încerc să rămân cât mai fidel literei respective, ceea ce o să includă și suferință pe nedrept. Fie o să încerc să scriu altceva în speranța că o să scriu ceva citibil, dar foarte probabil o să fie doar niște mâzgăleli pe care nimeni nu le poate citi. De ce sunt chemați credincioșii să sufere pe nedrept? Pentru că nu avem un alt model. Singurul model demn pe care îl avem de urmat este Hristos, a cărui viață a fost împletită de suferință. Și n-aș putea să-mi analizez viața mea dacă e lipsită de suferință și să zic, parcă seamănă. Dar în momentul în care eu am parte de aceeași suferință sau de o suferință similară cu a lui Hristos, cu toate că nu o putem compara, dar modelul e același. Pot să mă uit în viața mea și să zic, uite, am reușit acum să reacționez cum a reacționat Iisus. Am reușit să mă rog pentru cei care îmi provocau suferință cum a reușit Iisus. Am reușit să fiu îngăduitor cu cei care mă opresau. Am reușit să fac cu tare și cu tare lucru ca și Hristos, pentru că acolo e modelul pe care îl avem. Calea lui înspre glorie a fost presărată cu suferințe. Și noi suntem chemați, cum am văzut și în versetul 25, să ne întoarcem la păstorul și episcopul sau supraveghetorul nostru.
Și în același lucru ne îndemna și autorul epistolei către evrei în 12 cu 2 și 4. Spune acolo să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, modelul, care, pentru bucuria care era pusă înainte, adică știa efectul, știa ce se întâmplă dacă suportă suferința până la capăt, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și se împlinește ceea ce ieștea că se împlinească, șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luare aminte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, adică pe nedrept, o împotrivire așa de mare față de sine. Uitați-vă ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dacă eu tot timpul vreau să fiu cel care îmi fac dreptate, eu vreau să fiu tot timpul cel care îmi rezolv problemele cu ceilalți singur, risc să-mi cadă de oboseală sufletul. De aceea Petru ne îndeamnă și Hristos ne invită, încredințează-ți dreptatea, încredințează-ți relația cu cel care te opresează, cu cel care îți provoacă suferință, încredințează-o în mâna dreptului judecător și astfel sufletul îți va fi liber. Vei putea dormi noaptea, nu va trebui să tot născocești mâine oare ce îi spun, mâine oare cum îl fentez, mâine oare ce o să-i fac. O să dormi ca un bebeluș. Cea cineva, că cine a zis asta, nu știe cum dorme un bebeluș. O să dormi mai bine decât un bebeluș. Voi, și termină în versetul 4 acolo în Evrei, nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului. Hristos, modelul nostru, litera pe care cu viața lui a scris-o pe foaie și ne-a dat-o nouă, s-a împotrivit până la sânge. Și noi avem un model până la capăt. Nu o să ajungem niciodată în momentul în care să zicem, ok, am ajuns până unde a ajuns Hristos, de acum încolo nu mai am niciun model, că nu mai știu ce-a făcut. Nu. Avem modelul lui Hristos până la capăt și mereu, dacă ne vom întoarce la viața Lui, vom vedea exact ce avem de făcut cu viața noastră. De ce sunt chemați credincioșii să sufere pe nedrept? Pentru că la aceasta am fost chemați și pentru că nu avem un alt model. Am văzut astăzi în prag de săptămâna patimilor modelul pe care Petru l-a dus în fața noastră despre cum să suferim pe nedrept. Și în săptămâna care ne stă înainte, dacă o să citiți și vă recomand să citiți pasajele și ceea ce se întâmplă în viața lui Iisus, o să vedeți modul în care El, într-un mod atât de pașnic, reușește să treacă prin suferințele care îi se cauzează pe nedrept. Și El este singurul model acceptabil. Nici chiar Petru, când nu îndrăznește să zică am găsit un alt model, și atunci când se recomandă pe El, se recomandă tot în lumina lui Hristos, spune, încălcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui. Și avem aici două variante și în seara asta vreau să te întreb, ce alegi? Să rătăcești ca o oaie, încercând să-ți găsești propriul sens în lume? Sau vei alege singura cărare care există în deșert? Singura cărare care a fost făcută de Iisus Hristos și care este presărată cu suferințe. Nu avem alte opțiuni. Fie rătăcesc, fie mă întorc la păstorul și la supraveghetorul nostru și îi calc pe urme. Am văzut că nu suntem chemați să suferim din cauza păcatului. Și cu asta am început, spunea Petru, el n-a făcut păcat. Pentru că
cum spunea tot el în 2 cu 20, ce fală este să suferiți cu răbdare când pălmuiți, să fiți pălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Modelul lui Iisus ne arată că nu trebuie să intrăm în probleme datorită deciziilor noastre proaste, ci trebuie să intrăm în probleme datorită faptelor noastre bune și asupra faptului că noi ne opunem împotriva răului, ne luptăm împotriva păcatului, chiar și până la sânge. Și același lucru se aplică și la modul cum reacționăm, nu la modul cum ajungem în suferință, și anume, am văzut că Iisus nu răspundea cu amenințare la amenințare, nu răspundea cu batjocură la batjocură, ci își încredința. Și vă provoc și pe voi să vă încredințați. Orice neînțelegere pe care aveți, orice nedreptate care vi se face, orice suferință pe care o experimentați chiar și pe nedrept, încredințați-o în mâna judecătorului drept. Am văzut apoi că regele gloriei a înțeles și a ales să intre în suferință pentru că a văzut ce se întâmplă dincolo și anume că sufletul meu și sufletul tău va fi salvat și de aia ne cheamă ca să urmăm după modelul lui și eu să merg și să aleg să sufăr cu demnitate înaintea lui Dumnezeu ca ceilalți, văzând faptele mele bune, chiar dacă poate trebuie să sacrific un concediu, chiar dacă poate trebuie să sacrific un loc de muncă, chiar dacă poate trebuie să sacrific timp, alegând să fac faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit, ceilalți vor vedea, vor da slavă lui Dumnezeu și se vor întoarce. Dacă vom învăța să suferim ca și Hristos, inevitabil vor apărea și efecte pozitive. Așa cum salvarea mea e un efect pozitiv al suferințelor lui Hristos, suferința mea poate să aibă un efect pozitiv în viața altcuiva care vede că nădejdea mea nu e în lucrurile care se văd, ci este în Dumnezeu. Pe Hristos, suferința care l-aștepta în săptămâna patimilor nu l-a oprit să facă binele. Pe noi, oare ce ne oprește? Care e suferința pe care o acceptăm în facerea binelui? Și mă rog ca să vedem dincolo de orice obstacol, dincolo de orice suferință, efectul pe care bunătatea mea, dragostea mea, dărnicia mea, încurajarea mea o are, chiar dacă drumul până acolo trece prin suferință. Și în final am văzut că singura modalitate ca să nu rătăcesc este să umblu pe urmele lui Hristos. Să merg și să accept modelul lui în viața mea. Și atunci când viața mea seamănă cu a lui, să nu întreb de ce eu, ci să accept că pot să fiu părtaș suferințelor. Vă chem în după masa asta să vă identificați nu doar în moartea, ci și învierea Domnului, ci să vă identificați și în suferințele pe care Dumnezeu, pe care Hristos le-a purtat. Și cum avem de Crăciun vorba de Crăciun fi mai bun, cu toate că trebuie să fim buni tot anul, am putea avea și de Paște. De Paște suferința e o chemare. Și să înțelegem și gândindu-ne în săptămâna care ne stă înainte la suferința lui Hristos, să ne analizăm viața și modul cum eu reacționez la nedreptate, cu modul în care eu reacționez la batjocură, modul în care eu reacționez la amenințări. Și să-L iau litera pe care o scriu cu viața mea și să o pun în dreptul literei pe care Iisus a scris-o cu viața Lui și să văd cât de mult seamănă. Și ca aplicație, vă las cu următoarea provocare. Data viitoare, când se aprinde în tine spiritul dreptății, când îți vine să intri într-un argument din ăla în care să dovedești că tu ai avut dreptate, pune-ți următoarea întrebare. Cum a putut Dumnezeu?
Dumnezeul atotputernic întrupat, adică Iisus, să accepte suferințele provocate de cei pe care El i-a creat. Și mă rog ca în momentul respectiv să-ți vină răspunsul și în îndemnul, încredințează-ți cauza în mâna dreptului judecător. Și în acele momente îți va ieși cea mai frumoasă literă pe care o voi scrie peste modelul pe care Iisus ni l-a lăsat. Și oamenii vor vedea și vor da slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va vedea și îți va răsplăti. Haideți să ne ridicăm și să cerem, aici fiecare pe riscul lui, să cerem o viață asemănătoare cu a lui Hristos. O să vină cu binecuvântări, dar o să vină cu suferințe. O să vină cu sute de frați, sute de case, dar o să vină cu persecuție. Dar asta e singura opțiune pe care o avem și alternativa este să rătăcim. De aceea, haideți în următoarea rugăciune să-i cerem lui Hristos, fă-ne un semn, să știm unde ești, să știm unde e cărarea ta, să nu mai rătăcim prin viață încercând să ne găsim felul nostru de a trăi, ci să ne întoarcem la model, să ne întoarcem la acea literă pe care Dumnezeu a scris-o cu viața lui Hristos și să încercăm să trăim și noi la fel, să ne rugăm.